Salutare și bun venit la primul clip din 2021. N-am nimic mai mult de zis, azi o să desenăm un Counter-Strike. De ce Counter-Strike? E un joc cumva din 2021? Nici de cum. Am văzut o postare la un moment dat cu cineva, o să-și creditez, nu știu cine e artistul, dar o să vă arăt care a fost poza mea de inspirație. Nu o să vă arăt poza de inspirație, ce tot vorbesc aici? Chiar m-a schezut pe cuvântul magician, nu știu ce A trecut un an, Nicu, și deja nu mai știi să filmezi. Calmează-te, că tu nu așa vorbeai. Astăzi o să desenăm un Counter-Strike. Vreau să ignorați faptul că am peste 300 de ore de joc și eu totuși tot nu știu să joc. Nicu, dar tu joci Counter-Strike bine? Pui, dar puteți să vă dați seama după că m-așa mai călcată cât de bine joc Counter-Strike. Bă, dacă nu joc bine, măcar să desenez bine în Counter-Strike. Voi desenați bine în Counter-Strike? Nu prea cred. Toată lumea armele pregătite, pregătiți-vă să tragem împreună. Să vezi ce demonetizare mi-au de la YouTube pentru instigare la violență. Și hai să-i dăm drumul la clip. O să intru pe o hartă și de acolo Dumnezeu cu mila. Abar n-am cum o să reușesc să desenez. Ideea mea, cel puțin, ideea de la care am plecat, e că gloanțele lasă urme în pereți și o să pot să desenez folosind gloanțe în pereți. Am intrat single player, o să sper că pot să desenez cu chestia asta. Trebuie să-mi iau arma, stai așa să mă întorc. Armă, n-am bani de arme, e incredibil. Atunci test să fie. Vreau să caut un perete mare, eventual și luminat așa de soare. Poate nu-i bună harta, poate să trească să caut altă hartă, nu știu. Asta arată ok. Mi-a fi plăcut mai mare de atât, zise ea. Bă, ăsta era perfect dacă nu avea chestia asta de aici. Nici nu se văd gloanțele pe chestia asta. E în față un pic și nu rămân gloanțe. De ce nu rămân gloanțe, măi? Cred că ar funcționa destul de bine chiar partea asta de aici. Nici n-am văzut-o când am plecat. Se pare că avem pânza, yay! Se pare că n-avem gloanțe, yay! Counter-Strike Infinite Ammo. Hai să mai și termină runda pe deasupra, ce bine, extraordinar. Nu rămân gloanțele alea acolo, așa-i? Când începe cealaltă rundă. Nu rămân, da, bravo, cum să rămână? De ce să rămână? Nici nu, de ce să rămână? SV underline infinite ammo 1. Da, ok, bun, avem gloanțe infinite acum. Și vreau să rezolv problema cu rundele, nu vreau să se mai termine la 2 minute o rundă, zise ea. Bum, 60 de minute o rundă, doamnelor și domnilor, fantastic. Și totuși nu-s mulțumit de treaba asta. E prea puțin spațiul de desfășurare. Assault, hai să vedem pe Assault. Acolo e un perete destul de frumos, dar e cam umbrit de tot treaba asta. Pe aici... Ia uite-l. Ia uite-l acolo. Bun, și avem și o zonă... Acolo o să facem opera noastră de artă. Și nici nu o să fie accesibilă, nu ne vom putea apropia de ea. O vom putea vedea doar de la distanță. Fantastic, exact ca într-un muzeu. Minunat! SV underline cheats 1. Give weapon M4A1, perfect. Dar nu e M4A1, măi, M4A4? Dar nu e ăsta, e M4A1! Ai de capul meu, se cheamă M4A1 underline silencer. Silencer. Incredibil, bun. O să mă flexez cu skin-ul ăsta meu scump. Acum începem testele, hai să vedem dacă putem să fim exacti. Să tragem, de exemplu, o linie foarte dreaptă. Și eu cred că o să reușim, sper. Aș face bine să pot. Pot oare să zbor? Cum pot? Ia, no clip. No clip on. Bă. Bun, hai că o să ne descurcăm așa. Cred că o să levităm. Facem. Iup. A, numai că nu mai am absolut deloc exactitate la gloanțe, pentru că n-ating pământul și sunt în aer. Gloanțele se duc la întâmplare. Uite numai unde dau și unde crapă. Se înțeleg că trebuie să ating cumva pământul ca să fie. Da, mă, bă, deci trebuie să stau în pământ ca. O să-mi dezactivez nou clipul. Și măcar acum pot să stau în exteriorul hărții, chiar dacă se glicește așa. N-are nimica. Pot să cad oare pe aici? Nu pot să cad. Bun. Nu știu cum o să curăț gloanțele astea. Asta o să fie o problemă. Pot să am vreo unealtă cumva de curățat? A, habar n-am. De ce credeam eu că să pot să râcâi glonțul de acolo cu cuțitul? How to clean bullet holes in CSGO. R-underline clear de cas. O să încep cu un test super simplu. O să încerc prima dată să văd dacă reușesc cumva. Prin vreo minune să trag un cerc. Pentru că am o teamă că la un moment dat gloanțele astea o să dispară. Și mi-e super frică de treaba asta. Pentru că na, ideea e să nu dispară, ca să le vedem. Să încerc să fac doi ochi foarte mari așa și foarte lunguieți. S-a părut mie sau a dispărut un glonț de acolo? Măi, nu-mi juca feste, că nu am chef să jucăm feste. Azi jucăm CSGO. Ce glumă proastă. Sper să-mi creșească jocul pentru gluma asta. Și o să încerc să fac și un smiley face aici. Testul smiley face-ului l-am trecut, nu există testul smiley face-ului, glumeam. Dar hai să facem un peisaj. Cred că ar fi mult mai corect pentru canalul meu. Sper din suflet că nu mai e nevoie să vă spun ce desenez. În cazul în care nu vă dați seama, o să vă las pe voi să ghiciți în timp ce eu desenez muntele ăsta. De aia e că aș vrea să existe aici un fel de copaci. Dacă în alte clipuri voi nu vă dădea seama ce fac acolo,
Să vedeți acum. Na, ăștia, uite așa, sunt copaci. Pe deasupra lor o să fac un contur. Ghiciți ce, de munte. Munte super, super mare care se înalță acolo și mi-aș dori să fac și o umbră pe acest munte ca să fie un desen bun. Dar nu o să lăsăm desenul fără umbre, măi. Cum, ce credeți? Ați venit la mine pe canal, o să facem artă aici, nu ne jucăm, măi. Bam, facem așa, cred că am tras cam mult în locul ăla, mie să nu dispară din gloanțe. În orice caz, muntele trebuie să fie super umbrit pe partea aia și aș vrea să și pierd un pic din umbră, așa, partea asta. Uite ce frumos, ai, ai, ai. Nu mai pot să mă mișc, nu știu de ce. Să mai accentuez un pic pădurea aia de acolo de la bază și aș vrea să fac sus o, un fel de umbră pe, de la venită de la cer așa. Sau poate sunt stele, cum ar fi dacă alea stele? Poate cerul e înnoptat, trebuie doar să ne imaginăm, nu trebuie să fie ceva concret, evident. Este un desen monocrom. Eu pot să zic acolo e orice și voi să mă credeți. Avem așa un gradient, o trecere de la cer mai închis la... Fai, ce m-am speriat de frunza aia ferească, domnul. Am crezut că a venit inamicul peste mine. Ar fi super horror să vină un inamic peste tine pe propriul server pe care ești singur. Iar acum aici, cum puteai lipsi lacul? Să-l facem să pară și credibil, bineînțeles. Deci altfel nu este un desen bun. Și pe aici, prin interiorul lacului, aș vrea să facem un fel de reflexie a muntelui. Doar că nu o să fie super detaliat, aș vrea să fie numai așa. Și asta de aici, pam, umbra aia mai difuză, pam, 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 bun, ce bun sunt la desenat, nu cred că se înțelege nimic, dar ok. Eu sunt destul de mulțumit, deși n-ar trebui să fiu mulțumit cu asta. Suficient pentru niște teste, cred că e ok. Hai să-l curățăm, să facem ceva mai intens. Mă gândeam să încerc să fac un personaj, mă gândeam la Donald Duck. Deși nu știu exact de unde să-l încep, am să merg așa, cu forma ciocului. Ce mă frustrează la chestia asta e că nu pot să corectez. De exemplu, uite cum am tras aici linia asta așa strâmbă. Nu pot să mă duc și să șterg doar gloanțele alea de acolo. Sau poate nu știu eu cum, poate există o metodă. La fel cum există o metodă să integrez orice fel de reclamă când vă așteptați mai puțin. Cumpărați tricouri noi folosind linkul din descriere. Ce, nu știați că am lansat tricouri noi? Le-am lansat chiar în decembrie anul trecut. Vă las aici câteva... Ideea e că unul din modele este chiar cu WhatsApp, replică care se pare că mi-a acaparat canalul. Așa că dacă vreți un tricou hanorac pentru voi sau să-l faceți cadou, aveți un link în descriere. Aveți acolo toate modelele pe care le-am făcut. Fiecare achiziție îmi susține canalul direct și voi vă faceți cu un tricou sau hanorac. Ce vreți mai mult de atât? Mă, ideea e că începe să prindă formă, doar că nu știu dacă e forma bună. Nu știu dacă mai am loc să-i fac ciocul de jos. Oare așa funcționează? Ciocul de sus, ciocul de jos, nu e un singur cioc? Bă, chiar începe să semene, adică e doar numai ciocul, adică na. Dar începe să prindă formă și e destul de mândru de treaba asta. Frica mea e că încep să dispară din gloanțele astea, pentru că am aglomerat foarte mult în zona aia. Trebuie să încep să o las mai moale, eu să încep să mai pun unul acolo fără să dispară nimica. Am făcut un fel de studiu și am încercat să observ când dispar gloanțele și am realizat că dispar atunci când sunt foarte multe într-un singur loc. Nu atunci când încep să fie foarte multe pe o suprafață mai mare, ci doar locul respectiv începe să fie afectat. Am impresia că pattern-ul ăsta lucrează în chunk-uri, în mai multe bucăți, în mai multe zone destul de micuțe. Cred că aia așa ar fi o zonă. Se pare că până acum nu fac o treabă atât de rea. Normal, măi, doar sunt Micu Mihai animațiuri. Ce vă așteptați? Vă așteptați sau mai puțin din partea mea, măi? Bine că m-am lăudat, nici n-am făcut ochiul ăla greșit. Ai, 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 ăla din stânga. Seamănă mai mult cu ciocăritoarea Woody decât cu Donald Duck. But I will take that. Măcar seamănă cu un personaj. Am făcut ochiul ăsta prea aiure, așa e foarte umflat în partea aia. Părul ăsta de aici, nu știu, măcar nu știam că Donald Duck are niște fire de păr în vârful capului. Ha, seamănă, trebuie să-i pun pălăria aia. Fără pălăria aia chiar nu seamănă deloc. Problema e că nu prea mai am spațiu, să-i pun așa pe spate, cred că. Aia o să merg la risc dacă stric oricum. Deja o să las așa. Facem print screen aici. Și dacă nu e bine mai târziu, vă arăt asta și zic că asta am făcut. Adică dacă nu e bine ce fac acum, o să pretindem că acolo am terminat desenul. Nici măcar nu o să vă mai arăt partea asta. Partea aia cu albastru vine ceva de genul ăsta. O să trească să ies un pic din lucrare. Și ia uite ce Donald Duck avem. Cum ar fi acum să nu filmeze? Cum să nu să filmeze ecranul? Mă arunc pe geam. Aș vrea să încercăm încă ceva. Ceva să fie și mai un fel de challenge, să fie un fel de guessing game pentru voi. Să vă dați seama ce anume desenez eu. R_clear_decals. Nu o să vă spun prea multe despre persoana în cauză, pentru că nici nu știu dacă o să-mi iasă. O să vă spun la final, dacă nu-mi iese, vă spun cine. Dacă mi iese, o să vă las pe voi să ghiciți. Prima dată cred că o să încerc să merg cu conturul, delimitând cumva și niște forme, în special aici forma părului. Problema cu desenul ăsta e că e o persoană reală. Și asta înseamnă că există un risc superb de mare să nu semene. Arată prea bine.
nu e ok deloc, nu o să semene, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu sunt sigur dacă nu cumva toată partea asta pe care urmează să o deseneze o să se, o să înceapă să se integreze cu cealaltă parte pe care, da, se cam complică aici lucrurile. Da, nu e cum trebuie, o să iau de la capăt. O să încerc un portret mai în detaliu, era prea de la distanță și nu puteam să intru în detaliu așa cum trebuia. Și ce v-am spune că nici măcar pentru portretul ăsta nu lucrez la dimensiune destul de mare, dar eu tot o să încerc. Aveam impresia că are părul mai scurt de regulă, sau mă rog, avea părul pe vremea aia. Opa, cred că e destul, v-am zis deja destul despre el. Cred că are, opa, am tras acolo în spate. Vreau să zic că cred că are destul de mult potențial să semene de data asta. Mamă, încep deja, intru și în umbre aici, vai de mine. Ce artist priceput sunt. Care este programul tău de desenat preferat? Counter-Strike Global Offensive. E suficient de bine, acum o să intru în detaliile astea cu gura și aici cred că o să fie problema cea mai mare. Trebuie să fiu foarte, foarte atent. Pentru că gura, în cazul în care n-ați observat până acum în desen, e un element foarte, foarte definitoriu al persoanei respective și dacă ai greșit gura, e posibil să nu mai semene cu persoana aia. Nu cred că contează la fel de mult precum contează ochii, de exemplu. Și așa l-am desenat cam plăștit, nu mai am loc să-i fac ochii așa cum trebuie. Păi, cade ochiul ăsta, nu-i... Bine, o să vă dau gluma ca să vă prindeți și după aia vă explic. Bă, trebuia să fie Rick Astley, trebuia să fie gluma așa, să încep să desenez. După aia veneam așa, puneam ultimele gloanțe, pac, 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 pac. După aia veneam așa, mă îndepărtam și când întorceam camera, tudum, tudum, tudum. Aia eu o să termin așa, o să numim asta ca fiind un portret, nici nu mai contează cine e în portret. Destul de mulțumit că iese ok, deși am cam înghesuit fața aia, m-am zis că a ieșit mai mică decât trebuia. Da, seamănă un pic cu el, dar nu suficient cât să fi făcut gluma aia. Ați scăpat nememați astăzi. Facem și câteva umbre pe față, să fie din ce în ce mai rău, aparent se pare că-l tot stric. Dar ăsta, cred că e desenul meu cu Rick Astley. Nu prea seamănă cu el. Dar eu am încercat, are ochii foarte, foarte mari la mine în desen. Îmi trebuia o suprafață ceva mai mare ca să iasă desenul chiar așa cum trebuie. Toate că dacă te uiți de la distanță, hello, avem un portret pe perete făcut în Counter-Strike. Să vă văd pe voi făcând asta. Și am făcut, bineînțeles, și celelalte desene pe care le-ați văzut înainte. Dacă nu le-ați văzut, o să le las aici, că nu mai pot să vi le arăt în joc pentru că am rămas blocat cu chestia asta în joc. La fel cum am rămas în minte cu numele membrilor canalului meu. Robert, Panticon, Zombie și Rareș, dar și cu numele celorlalți care rulează chiar aici lângă mine. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, aronmicu.mihai. Dacă vă taie gândul să desenați ceva în Counter-Strike, postați pe Instagram și dați-mi un tag acolo, ca să văd și eu ce ați reușit să faceți. Încă o dată, mersi de vizionare, pentru moment, cam atât de aici. Eu am fost Nicu și, ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!